Bun găsit, dragii mei legumicultori, în această zi toridă la 37 de grade. Revin cu un videoclip după 2 săptămâni. Vă amintesc că spuneam că numai omul sărac pune de toate în solar pentru că nu are spațiu suficient și că nu e bine deloc, deoarece fiecare are regimul ei specific de umiditate, de umbră, de tratamente și așa mai departe. Și totuși, acum, după ce am venit de la mare după o săptămână, cu sentimente mai bune, pot să zic că la omul sărac mai trag și boii. Mai trag și boii și, cum e vorba aia despre păduri, că ar fi mai bine administrate fără pădurari, fără impactul antropic. Iată ce am găsit după o săptămână. Despre vinete vă spuneam că au avut toate boalele din lume, mozaic pe frunze, gâze, muște, ciuperci. Le-am făcut un pic de tratament și acum pot să spun că și-au revenit. De-aia vă zic că sunt cu sentimente mai bune, în sensul că nu trebuie să băgăm în seamă chiar orice frunză care se usucă. Că până la coadă sunt frunzele bazale și ele continuă să dezvolte foarte bine în sus. Ia uitați, vigoare. Desigur că ar mai trebui copilite încă o dată, dar parcă nu mă mai îndur. Sunt foarte mulțumit că se duc cu fructele până sus la vârf. Și bineînțeles avem și flori în continuare. Iar despre ardei ce să vă spun, sunt spectaculoși. Ardeii care au plecat foarte timid, cel mai timid din tot solarul. Iată până unde vin cu ardeii, până la ce înălțime. Bine legați. Uitați mărimi aici. Uitați mărimi și uitați și pe culori. Iată. Deci, se poate face cât de cât un consum casnic, familial, și într-un singur solar, asortând legume de tot felul și așteptând să vedem ceva să vină. Oricum au fost condiții climatice extraordinar de ciudate anul ăsta. 2 luni de ploi și acum o lună și ceva de secetă. E greu să dozezi un regim hidric adecvat. Știți bine că și apa multă, cel puțin la tomate, înseamnă boală multă. Se crapă fructul de la apă multă, cum e aici. Și nu știi cum să o dai. Trebuie să oprești de câteva ori robinetele de pe rândurile de roșii. Să dai doar la vânătă și la ardei. E un pic mai complicat, dar cu grijă multă, recolte bogate. Le-am cârnit și uitați că se vede ce creștere au cele mai înalte roduri. Rodul al 6-lea, al 7-lea. Uitați-vă creștere. Deși eu nu credeam în cârnire, trebuie să mă înclin în fața specialiștilor care îmi dau speranța că o să am roșii coapte inclusiv pe ultimul rod, imediat sub cârnire. Și cu aceasta închei videoclipul urându-vă recolte bogate și tot ce vă doriți de la viață. La revedere!